Stroișchi și Feliciano Lopez, doi jucători cărora le-a cam trecut timpul în tablourile de single. Pe la dublu, Feliciano Lopez, evident, e un jucător care la 36 de ani e precum un jucător la Milan, la fotbal, Milanul vechi, pe care îl știam cu toții. Stroișchi e și el bătrân, scor corect 1-2, cota 3-30. Mai avem un Hoeko Kuefka din Mariehamn din Finlanda, scor corect 2-1, 3-1, 4-1. Da, și Mariehamn, Sabine, campioana din 2016, Hoeko, da. Campioana din 2017, a revenit Hoeko, dar Mariehamn se pare că e în jos. Hoeko are un lot foarte bun, am intrat pe zilele trecute, mă uitam peste ce jucători au adus mulți finlandezi care au trecut prin Germania, prin Bundesliga, prin Zweite. Cam pe acolo ajunge de obicei. I-au adus înapoi, au de asemenea jucători împrumutați de pe la Schalke, au un brazilian cu foarte multe meciuri de asemenea în Bundesliga, o echipă mult superioară colegilor de eșalon. Dar să vedem și cupele europene. Gaius cu orgrite din Suedia, 4-6 goluri în meci la o cotă de 3,90. Da. Bun. Și dăm voie să-ți mai citesc repede două mesaje. Belgia ajunge sigur în semifinală. Hazard, goalgetter. Mă bucur că s-au aprins comentariile pe marginea campionatului mondial. România bate Portugalia mâine la fotbal feminin. Cristian Nedelcu. La Botoșani. Deci ești în tribune? Da, am emisiune. Ah, ok. Nu merg la meci. Nu e timp. Avem câteva pariuri la cerere, Dane, dacă îmi permiți. Sigur. Mai era un mesaj aici selectat, okay. Dar ți-l citesc după aia. Peste 195,5 cartonașe în timpul turneului, doar cota 1,06 ne-au dat. Asta ar însemna, Sabine, o medie de 3 cartonașe pe meci. Da, păi din cauza asta 64 de meciuri sunt, mă așteptam să fie puțin mai sus cota, dar 1,06, asta este. Avem o idee legată despre ceea ce cred că astfel de pariuri despre duritatea. Corect. De la mondiale și Panama scrie exact un gol în meciurile grupei, grupa cu Tunisia, Anglia și Belgia la o cotă de 1,375. Am cerut pentru zilele următoare, cel mai bun marcator al turneului este o variantă la cerere din partea telespectatorilor, cel mai bun marcator al turneului să scrie peste 7,5 goluri, așteptăm cota. Bun, Sabine, citesc repede ceva, sunt perfect de acord cu Radu Banciu, Halep joacă un tenis în heirupuri, în rest care dă mai tare. Am citit mesajul telespectatorului. Mergem mai departe, hai să vedem biletul de cota 2 pentru mâine.